Bun găsit, dragi prieteni, la un nou webinar organizat, ca de obicei, de Admiral Markets. Sunt Cliff Moldovan și l-am alături de mine pe Dorin Roșu. Bun venit, Dorin! Bine te-am găsit, Liviu! Bună ziua tuturor! Împreună o să vedem ce putem extrage din activitatea piețelor de astăzi, piețe care sunt mai puține deschise pentru tranzacționare, în sensul acesta, sunt mai puține decât în zilele obișnuite, dat fiind faptul că în Marea Britanie și în Statele Unite nu se tranzacționează, dând și sărbătorind Spring Bank Holiday, deci sărbătoarea bancară de primăvară, ca să facem o traducere directă, și în Statele Unite având și Memorial Day acolo. Disclaimerul nu e în vacanță, deci putem să-l citim. Instrumentele Forex și CFD sunt complexe și implică un risc ridicat de a pierde rapid banii din cauza efectului de levier. Ar trebui să vă asigurați că înțelegeți cum funcționează CFD-urile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a pierde bani. Asigurați-vă deci că înțelegeți pe deplin toate riscurile implicate, tranzacționarea Forex și a CFD-urilor fiind o activitate riscantă. Această prezentare video nu ar trebui să fie considerată drept un sfat sau o recomandare de a investi, nici long, nici short, deoarece nu reprezintă altceva decât opiniile personale ale moderatorilor. Această prezentare video având strict un caracter informativ și educațional. Te mergem mai departe la cele două argumente din suita argumentelor în favoarea Admiral Markets. Pe parte de indici bursieri, avem un spread tipic de doar 0,8 puncte pentru indicele DAX 30 CFD și de 1,5 puncte pentru CFD-ul aferent indicelui Dow Jones din Statele Unite în timpul principalelor ore de tranzacționare, adică în timpul sesiunilor regular. Pe parte de piață valutară, Forex, doar 0,6 pips, spread-ul tipic pentru perechea euro-dolar, fără comision pe conturile Trade.MT4 și Trade.MT5. Ok, spuneam de piețe, nu toate sunt închise, încă se mai tranzacționează, pe aici, pe acolo, și avem un debut verde pentru acestea, un debut de săptămână pe creștere, destul de consistentă, 2,44% pentru DAX 30 din Germania, aproximativ 1,6% pentru Franța, indicele Pan-European Eurostoxx 50, 1,85%. America închisă, însă pe parte de contracte futures și sesiunea electronică Globex încă se mai tranzacționează și avem astfel ceva modificări pentru barilul de țiței, ușoare creșteri 0,5% respectiv 0,2% pentru WTI și Brent, contracte futures, da? Cu front month. Stabilitate pe piața valutară, euro-dolar, stând așa, la liziera, să spunem, dintre 1,08 ca, să zic, primii doi digiți după decimală și 1,09. Deci aproape de 1,09. În rest, după cum spuneam, stabilitate, un ușor plus pentru lira sterlină, 0,21%. Dorin, DAX, că e activul. E de interes. Da. Uite, începem cu DAX, că ceilalți lipsesc prin neprezentare. Da, absență nemotivată. Bun. Într-adevăr, cum spuneai și tu, verde și un verde, să spun așa, susținut, cel puțin din punct de vedere tehnic. Foarte frumoasă mi se pare această asociere, să spun așa, practic fiecare retragere, da, prima retragere din 38,2 a fost făcută prin prisma unui pinbar, unui hammer, și retragerea din 50, iată că la fel,
Da? Deci, practic, am avut o revenire deasupra nivelului, întoarcere într-o confirmare, confirmare printr-un hammer, apreciere, străpungere următor nivel, consolidare, acum confirmare și să vedem dacă vom avea parte ca și aici de o apreciere atât de voinică încât să reușească să străpungă 61,8. Sau nu știu dacă mai poate crește, să zicem, ca să fie relevant acolo pe grafic, încă 1%, 1% și jumătate în sesiunea de astăzi, da? Și atunci voinicia s-ar putea traduce și printr-o componentă de trăinicie. Da, în sensul de exact. Mai crește mâine un pic, mai crește pe mâine un pic și uite cum pas cu pas ne depărtăm de acea zonă. Și ar fi și ăsta un scenariu, mă gândesc. Da, exact. Că să o ia de nebun în sus acum, parcă nu e. Da, nu de nebun. În sensul exact, așa, calculat, frumos. Nu, că dacă o ia de nebun, după aceea e vechea poveste cu mișcare. Indicele e tras în sus astăzi de Lufthansa, care crește ca urmare a faptului că se pare că au căzut la pace cu guvernul în vederea unui sprijin financiar, și asta e o veste bună. Pe de altă parte, numărul cazurilor din Germania tot crește, se discută despre un posibil nou val 2 sau lucruri de acest gen, să crească din nou exponențial. Pe de altă parte, vine Organizația Mondială a Sănătății și ne spune astăzi că șansele de a avea la nivel global, și nu doar de Germania, un al doilea val sunt din ce în ce mai reduse. Nu mi-e limpede care este argumentația, dar vom vedea. Presiunea au făcut deși niște cercetări și le-a rezultat chestia asta. Vom vedea. Deci, din punctul ăsta de vedere, datele sunt ușor mixte, să spun. Da. Da, filosofia așa, ce pot să zic. Da, sigur. Da, acum cu calcule și cu previziuni, nu se știe niciodată, că sunt unele aspecte care, din păcate, nu prea pot fi ele prezise sau mai fără surprize, dar în fine, rămânem optimiști. Uite, apropo de surpriză, cuvântul magic, în opinia mea, în sesiunii de astăzi. Deci avem situația asta din Germania. Ok, s-au redeschis diverse chestii în economie și așa mai departe. Ok. Până și Franța. În fine, nu mai detaliu, că sunt știri pe care le putem găsi peste tot. Da, ok, și vine și avem acest plus destul de puternic astăzi, însă în contextul în care situația dintre China și Statele Unite este mult mai rea decât acum câteva zile. Dând și acolo implementând acele modificări asupra legii ce ține cont de siguranță pentru Hong Kong, da? Manifestații peste weekend au dat cu gaze lacrimogene cu un fel de 10 august, cum a fost la noi. Vine Casa Albă și spune că e aproape sigur că vor apărea sancțiuni impuse Chinei din cauza fazei din Hong Kong. Și na, vedem bursele pe creștere acum, ceea ce mi se pare un pic ciudat. Nu știu. Da, probabil piața acum încearcă să, nu știu, filtreze și să mai ia în calcul și lucrurile pozitive. Nu exclud varianta ca mâine când vin americanii înapoi la butoane să zică ce, avem tensiuni cu China? Bă, băiete, ia stați așa, -2% Dow Jones și colegii lui de pe acolo. Adică nu exclud varianta. Da, nu poate fi exclus. Face sens, că ne aducem aminte câte sesiuni au fost roșii din cauza situației dintre Statele Unite și China. Ok, sancțiuni politice, dar după e clar că nu o să se înțeleagă pe acordul comercial. Și asta ar putea să fie o presiune de sus în jos, să determine o presiune de sus în jos pe bursă. Nu știu, eu sper să nu fie așa, dar n-am cum să nu mă gândesc și la acest scenariu. Corect. E bine să avem în vedere toate posibilitățile relevante. Dar, cel puțin din punct de vedere tehnic, la cum se prezintă, spun așa, suntem pe drumul de apreciere.
Într-adevăr, avem aici un mic hop, primul hop, maximul din 30 a 4-a și limita superioară a gap-ului, da, 1-1-4-2-1, pe care dacă le depășim, putem ajunge la 61,8 și de acolo mai vedem, chit că mai corectăm un pic, poate puțin efort îl depășim și stăm și consolidăm deasupra, rămâne de văzut. În schimb, dacă ceva va ține prețul și va urma ceva în acest gen, da, o lumânare puternică de scădere, s-ar putea să vedem prețul revenind din nou în zona de 50 și probabil asta s-ar traduce prin prelungirea fazei de consolidare. Și cam atât ar fi, cel puțin din perspectiva mea pe DAX. Ne uităm pe un weekly, poate? Mai găsim ceva? Putem să ne uităm, ia să-i dăm și un zoom out, să vedem și mai bine. Nu e mai bine. Nu, adică și mai mult, nu neapărat mai bine. Să-mi lăsăm la dezastru de aici. Da, uite aici, da bine, era evidențiat, dai mai încolo un pic de 61,8 și în rest, da, deja am trecut de nivelul de 50. Suntem în drum spre. Da. Suntem în drum spre. Da. După vreo câteva săptămâni de consolidare acolo am țâșnit. Deci, să zicem, e bine din acest punct de vedere. Așa, acum se vede mult mai bine. Trebuie și la candlesticks astea, la lumânările astea, trebuie aplicată distanțarea socială, știi? Da, exact. Să ne îngrămădești prea mult, că nu e bine, știi? A, nu pe mai mult de atâta. Da, da, nu, că după aceea se îmbolnăvești și niște, încep să pice pe aici. Da, și pică bursele și iar dăm în criză și pandemie. Da. Petrol. S-a updatat dânsul și iar au sărit toate. Nu erau, asta era. Așa, și iar au sărit toate graficele și acum stau să mă încurc un pic în ele. Bun. Petrolul și el face bine ce face. În sensul... Sau nu scade, să zicem, da. Exact, în sensul în care, iată, încearcă să confirme să o numim o triplă zonă de suport formată din nivelul 30.28 preț, linia inferioară a canalului ascendent și fosta, mă rog, linia descendentă a fostei faze de scădere, destul de prelungită fază. Acum, dacă mă uit în sine la lumânare, ar putea să fie un hanging man care statistic vorbind, dacă cum scrie la carte, ar putea să indice o potențială scădere sau cel puțin o amânare a creșterii, dar pe de altă parte, dat fiind o zonă atât de importantă de suport, mai degrabă piața ar putea considera această lumânare ca fiind o respingere din importanta zonă de suport, respingere care, dat fiind că trendul este unul descendent, ar trebui să faciliteze continuarea aprecierii. Prin urmare, aici e, arată într-un fel bine, dar totuși ar fi indicat răbdare și tatonarea situației. Dacă lucrurile merg în acest sens și acest ultim scenariu se aplică, dar acela respingere dintr-o zonă importantă, atunci, într-adevăr, am putea vedea extinderea prețului în zona lui 36.62, care, iată, din nou, chiar s-ar putea spune că este un triplu suport, da? Împreună cu acest moving average de 100, cu nivelul și cu limita inferioară a gap-ului. Și de acolo remains to be seen. Sau, într-adevăr, să piața să considere ca fiind mai... deși nu prea văd un nivel important acum la care să spunem că da, domnule, ne-am putea opri din cauza hanging man-ului. Din nou, nu e o recomandare de tranzacționare și pentru instrumentele discutate și pentru cele care să le mai discutăm în cadrul acestui webinar, dar sunt doar discuții care încearcă să sublinieze da, teoria și practica, cum se îmbină, nu sunt indicații de tranzacționare sau sunt doar exemplificări și urmăritorii noștri vreau să ia informațiile ca pe niște lecții, nu ca pe niște indicații, indicii în bolduri de trading. Prin urmare, dacă piața va considera că totuși este un hanging man, deși din nou
nu prea există o rezistență importantă la care să se raporteze, atunci am putea vedea, cum spuneam mai înainte, fie o retragere către 30.28, fie o consolidare care poate, da, s-ar putea să se prezinte ca aici, da, o consolidare în care Taurii mai strâng curaj, după care, da, după ce și-a strâng suficient curaj și energie să mai dea o tură către 36.62. Și cam așa văd situația. Dacă mă uit pe indicator, e aproape. Da. Încearcă, dar nu prea. Și aici nu e încă overbought, deci... Pe RSI, da. Da, RSI. A crescut mult fără să aibă nicio corecție, practic, de la minim, da? Hai să zic, deci avem minimul, da? Două sesiuni de creștere, una de staționare și o lumânare puternică în jos. Da? După care un alt minim mai sus un pic, da? Pe 28 aprilie, să zicem, sau cât vine acolo, 27-28 aprilie, mai. Pam, asta. Mai, da, așa și mai vine un minim. Și după aceea vine 28. Asta așa. Bun. E, și de aici nu prea am avut corecție. De o lună de zile aproape. Ceea ce a fost pe 7-8 mai, după lumânarea aceea puternică de creștere, deci acolo aia nu-i poți să-i spui că e corecție, ci a crescut și consolidează și după aia a luat-o înapoi în sus. Și am avut joi, maximul sesiunii de joi fiind maximul perioadei post-coronavirus, sau cum să-i spunem, da? Nu post-coronavirus, că încă nu s-a terminat, dar maximul perioadei... Primei faze de coronavirus. Da. Maximul perioadei de coronavirus, valul întâi, da? Mm-hmm. Așa și ceea ce... Și te întreb, băi, nu poate să meargă pe sens unic în sus, știi? Și da, atunci da. Sesiunea de vineri ar fi putut fi una de corecție sau care să continue și astăzi, eventual, și încă o zi, după aia, mâine, poate, tot așa, în teritoriul negativ, zice, băi, uite, am corectat, ne-am făcut loc să creștem mai departe. Dar a fost o ocazie ratată, din acest punct de vedere, sesiunea de vineri. Deci un minim înțepat și adânc jos acolo și terminat sesiunea pe zero și astăzi tot așa. Deci, practic, nu știu, aș fi fost mai liniștit să văd o corecție o zi, două, decât situația de acum. Da, da, exact. Exact ce tu ai spus, altfel ce spuneam, că exact e așa un du-te vino. Hai să mă duc înspre echipa care zice că domnule hanging man, hai să mă duc înspre echipa care zice, nu domnule, o respingere din importantul suport. Stai să te gândești, până la urmă, ce are dreptate, pentru că exact, nu ai o corecție pe care să te sprijini. De o lună de zile, zic, de o lună de zile. Ceea ce... Da. Na. Să sperăm că nu o să continui așa și după aia să mai vină cine știe ce super. Da, și trebuie să fac un disclaimer aici. Da. Discut complet dezinteresat de cotația barilului de petrol. Nu mă interesează să scadă. Vă spun că am rezervorul plin. Sâmbătă am făcut plin. Deci n-am vreun interes particular să scadă cotația și de-aia să vin eu cu outlook negativ. Eu zic aici, că ai făcut plinul, da? Aici, trebuie să recunoști. Păi aveam benzină. Înțelegi? Aveam de până martie, că m-a prins iarăși, cum îi spune, blocajul acesta cu rezervorul jumate sau 75%. Deci cât să mă duc la benzinărie să completez o foaie ca să pun 15 litri. N-avea sens. Da, deci asta spun. N-am interesat să scadă cotația petrolului. Hai să mergem pe Forex. Prietenul nostru EURUSD, care... Stai cu minte de tot. Deci, dacă nu, în range-ul ăla de-l găsim și la toamnă acolo, să vezi. Da. Că graficul o să arate ca un calorifer. Cum ar fi de la vechi, așa, și parcă și vezi repartitorul. Exact, cu chestiile alea verticale, știi? Da.
Acum nu știu ce să zic. Într-adevăr, la un moment dat, parcă spuneam că s-ar putea să... Cred că spuneam, nu era doar la nivelul de idee, că domnule se apreciază, ok, s-a depreciat și acum poate se oprește în zona asta și dacă ar face acest lucru, atunci, dacă ar urma o apreciere, Tauri ar putea spune, păi uite, domnule, uite, mereu prețul s-a întors la suportul ăsta, dar acum ne-am oprit mai sus, deci avem mai multă forță, prin urmare, asta ar fi șansa noastră să depășim rezistența. Nu zic nu, dar până la proba contrare, dacă mă uit pe planșă ceva mai mică pentru a încerca să surprind anumite detalii, văd că, apropo de această scădere, văd că prețul a format el așa un soi de, adică s-a așa organizat un pic, fără să încerc să mă lungesc, încercare, dar nu mă lungi, am putea spune, domnule, uite, la fel, un pin, bar, o respingere puternică, mă rog, aici un nivel mai intermediar, chit că nu e el trasat, domne, gata, uite, Taurii intră în forță. Dar ce să vedem aici? Vedem un lumânare, într-adevăr, de creștere, care s-a oprit în același nivel și care acum prețul ce a făcut? A cam dat să se întoarcă și a cam invalidat toată aprecierea câștigată de pe urma acestei lumânări. Deci asta ar fi un prim punct care zice, acum, dacă mă uit la, din nou, mă raportez la pattern-uri, această lumânare strică formațiunea, bine, nu pot să-l desenez, sau parcă aș putea, ia stai să văd, parcă puteam sau nu. N-am angle page, în fine, nu pot să-l rotesc un pic, dar ideea era că pot să consider această zonă ca un dai foarte ok așa. Flag. Da, merge și așa, era un pic câș, dar mă rog. Da, și pot să zic, domne, uite, minimul acesta strică toată poezia, dar aparent ar putea ca totuși poezia să mai funcționeze, în sensul în care am scădere, dar din nou, tehnic, steagul este o conformație de continuitate și cum în acest caz e precedat de o scădere, cu acest amendament, oricum, pattern-ul ar putea să prezică, să indice că prețul ar mai putea să dea o tură în jos. Până unde, încă nu știm. Dacă se sprijină pe această linie de creștere și de acolo mai încearcă o apreciere foarte bine, dar dacă nu ține acea linie și iară vedem prețul în zona, mă rog, 1.08-1.077, atunci mai dăm o tură, mai, încă o dată, da? O lungă la capăt. Prin urmare, e foarte interesant ce se va întâmpla aici, pentru că dacă într-un final prețul reușește să revină și foarte important să rămână deasupra lui 1.09, care era să mă încurc, așa, atunci s-ar putea discuta despre scenariul în care Taurii într-adevăr se blochează, urșii se blochează în această zonă și Taurii continuă aprecierea. Dar dacă prețul mai încearcă și nu reușește depășirea lui 1.09, atunci cam mare problemă pentru Tauri, pentru că prin prisma acestui pattern s-ar putea să urmeze o scădere. Eu nu sunt recomandări de trading, pur și simplu discut cum putem să... Un posibil scenariu, da, sigur. Exact, evoluțiile pieței și posibilele scenarii date fiind conformațiile grafice. Deci da. cam așa aș vedea... cam așa aș vedea... Vedem mâine cum evoluează, când o să fie toată lumea în piață. Hai să mergem pe aur și cam asta. Că... Păi aurul și el, iată, s-a retras dintr-o importantă rezistență, apropo de weekly, ce spuneam, discutam, poți să-și pe mantri ca să vedem mai repede, așa, da? S-a retras, dar totuși nu suficient de zdravă, da? În sensul în care această scădere puternică putea să continue, iată, ca aici, dar se întoarce, mai încearcă un pic, după care, bam, se prăvălește. Aici nu prea a făcut asta. Și dacă mă iei pe planșă mai mică, văd că, na, cumva el încearcă să rămână, iată, de câte ori prețul, da, merge spre valori inferioare, ceva îl ține. De aceea mă gândesc că s-ar putea discuta despre un nivel intermediar în această zonă și câte vreme prețul se va găsi deasupra acestui nivel, Taurii ar putea să rămână optimiști și la un moment dat optimismul lor să se transforme într-o mișcare de apreciere care să depășească 1.759.41.
Și doar trecerea sub acest 1.722 ar putea să ducă din nou prețul în zona lui 1.683 și de acolo. A, care e un fel de suport al perioadei acum, da. Exact, exact. Și de acolo să vedem mai departe funcție de cum o să reacționeze, ce s-ar mai putea, ce s-ar mai putea întâmpla. Da, ok. Pe parte de calendar macroeconomic, astăzi nu avem nimic. Lipsește fila din calendar. O să avem în zilele următoare. Ce vreau să nu uit să vă spun e că datele despre stocurile de țiței din Statele Unite nu vor mai fi publicate miercuri, ci se amână cu o zi, deci joi. Beigebook, miercuri seară, la ora 9, din partea Fed. Consumer Confidence, zona euro, joi, la prânz. Durable Goods, a doua estimare a PIB-ului din Statele Unite, PIB-ul aferent Q1, la 3.5, și stocurile de țiței, joi, după cum spuneam, iar pe final de săptămână, și trebuie să mai fie cândva, stai să mă uit eu un pic, o secundă, discurs, declarații. Văzusem eu un... Unde naiba e? În fine. Văzusem, parcă așa ținte, văzusem un... Nu m-am uitat, să-mi pare rău. Să-mi ia culpa. Văzusem din partea Fed o chestie, Jerome Powell. În fine. Vineri, personal spending, PCE price index, deci o măsură a inflației, măsura inflației care se spune este preferată de... Vineri. Vineri la ora 6 după masa. Jerome Powell. Așa, Michigan Consumer Confidence pentru Statele Unite, tot vineri. Și datele flash de inflație pentru zona euro, vineri la prânz. Asta era. Da, o să fie ceva date macro, dar cumva concentrate pe finalul de săptămână, joi și vineri. Cam asta ar fi. Dacă mai vrei tu să completezi ceva? Nu, este regulă. Adică, bine, știi, îmi place să tot comentez, dar o să depășim timpul dacă discutăm fiecare aspect. Uite, da. Uite, Chairman Powell speech acolo, da. Exact, el. Da. Dar, din nou, cu drag primim propuneri și le discutăm în măsura... Vezi că e la 6. E la 6. Da, eu mi-am aici nu mai... e pe fusul orar. Da, mai pe alt browser pe da, calendar, da. Și de asta nu l-am mai... Deci e 6 ora București după masă. Da, mersi frumos, Dorin. Mersi, Oliviu. Ne mai gândim și vedem ce mai comentăm și mâine. Absolut. Poate venim cu idei noi sau poate primim din partea celor care ne urmăresc diverse propuneri de a discuta și alte instrumente, poate din categoria celor mai exotice. Vedem. Vă invităm exact. Să ne scrieți aici pe chat și discutăm. Bine, mulțumesc mult încă o dată, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Abonați-vă la canalul nostru de YouTube. Like și subscribe și apăsați pe acel clopoțel așa încât să primiți notificări când actualizăm contentul de acolo. Sunt Liviu Moldovan, ne reîntâlnim mâine la aceeași oră. Toate bune!